2021 a fost un an complicat pentru reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara. Aceștia, pe lângă chestiunile legate de sănătate și securitate, mai ales cele privitoare la COVID-19, au avut de rezolvat și inadvertențele apărute în ceea ce privește relațiile de muncă. La acest capitol s-au făcut pași mari în ceea ce privește eliminarea muncii la negru, un fenomen în care angajații lucrau fără forme legale și astfel nu apăreau cu plata contribuțiilor la pensie și la asigurări de sănătate. Însă, ultima fiță din domeniul eludării legii este munca la gri, fenomen în care angajatul are forme legale, este plătit cu minimul pe economie, iar patronul îi oferă un bonus financiar din buzunarul propriu. Acești bani nu se regăsesc nici în contribuția pentru pensie, nici în cea de sănătate, iar inspectorii ITM Hunedoara vor să combată acest flagel care, în cele din urmă, este în defavoarea angajatului. Ne bucură foarte tare că munca la negru nu mai este la nivelul la care era pe vremuri, dar încă persistă un lucru greu pe care, un lucru pe care noi încă nu putem să-l dovedim în totalitate, dar ne luptăm cu el, este acea muncă la gri, acel salariu minim plătit în mână și alți bani care vin la finalul lunii. O campanie privind combaterea muncii la gri a fost demarată spre finele anului trecut, cei de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara aplicând sancțiuni de aproape 10.000 de lei angajatorilor, la care se adaugă și obligația de a trece în legalitate. Campania Una la nivel național va continua și în acest an.